Bună ziua tuturor! M-am gândit astăzi să fac un titlu și o etalare. Ce bucurie urmează în viața voastră? Ar trebui să ne iasă o etalare doar pozitivă, că tot mi-ați spus că eu sunt pesimistă, uite că am ales să facem și ceva pozitiv. Eu sper să iasă totul pozitiv. Mai mult sau mai puțin, acum depinde de bucuria fiecăruia dintre voi, pentru că nu toți puteți avea parte de aceleași bucurii. Eu mi-aș dori ca toată lumea să aibă parte doar de bucurii cât mai mari, cât mai frumoase și cât mai de lungă durată. Dar depinde și de energia voastră. Țineți cont că tot ce se întâmplă se întâmplă cu un scop, cu un motiv. Există o vorbă a unui părinte, a unui preot, care sună cam așa. Domnul știe. Domnul știe de ce se întâmplă lucruri pozitive, Domnul știe de ce se întâmplă lucruri mai puțin pozitive. Acum fiecare dintre voi depinde cum înțelegeți toate aceste lucruri. Bun. Eu pot să vă mai spun încă un lucru. Posibil, în toată această etalare de bucurie, chiar dacă am spus ce bucurie urmează pentru voi, se poate întâmpla ca în unele situații să existe și chiar și o despărțire. Dacă cumva se întâmplă așa, gândiți-vă bine ce înseamnă despărțirea respectivă pentru voi. O despărțire nu-i bună, veți zice. Da, la prima impresie, așa pare, că o despărțire nu este bună. Însă, când veți analiza ce s-a întâmplat între voi și persoana respectivă sau ce obstacole ați avut lângă persoana respectivă, vă veți da seama dacă despărțirea este bună sau nu. Când vă veți gândi la comportamentul, poate, în totalitate al persoanei respective față de voi, vă veți gândi dacă este bine sau nu. Da? Deci, chiar dacă vorbim despre bucurie, se poate întâmpla și ceva care să ne aducă tristețe. Eu mi-aș dori să nu se întâmple, da? Sunt situații și situații. Ce vreau să vă mai spun este faptul că aș dori ca toți să fiți atenți la ziua de luni. Nu știu de ce, dar așa mi-au ieșit cărțile acum, când le-am atins, cu ziua de luni. Poate pentru unii înseamnă ceva, poate pentru alții nu. Se poate întâmpla ca bucuria să o aveți luni, sau dacă nu lunea asta, poate lunea următoare, sau poate că bucuria care urmează să fie pentru voi, cumva conceptul ei a început într-o zi de luni. Poate că bucuria pentru voi este că, să zicem, afacerea voastră va merge mai departe, da? Va merge pozitiv, da? Dar poate că voi ați început afacerea luni, da? Eu am dat un exemplu, da? Acum se poate întâmpla că bucuria voastră să aflați că sunteți unele dintre voi însărcinate și ați conceput copilul într-o zi de luni. Se poate întâmpla și o astfel de situație. Bun, dar hai să vedem, avem varianta numărul 1, urcica roșie, varianta numărul 2, urcica verde, varianta numărul 3, urcica albă cu flori roșii și varianta numărul 4, urcica maro, pentru că știu că am câteva doamne care iubesc foarte mult culoarea maro și automat și urcica maro. Ok, hai să vedem. Pentru cele de la urcica roșie. Urcica roșie, ce bucurii urmează pentru voi? Urcica roșie. Ce bucurie urmează pentru voi? Aici posibil să fiți în acest moment și doamne care sunteți singure, dar și doamne care deja sunteți în compania unui bărbat. Și pentru voi văd că chiar este bucurie. Urmează bucurie.
Bun. Aici văd că avem zodii cornute, berbec, taur, capricorn, mai avem leu, mai avem săgetător, mai avem fecioară, mai avem vărsător, pești, da? Gemeni. Bun. Pentru doamnele care sunt singure în acest moment și nu au pe nimeni, pot să vă spun că foarte curând un bărbat posibil din zodie de pământ va veni spre voi. Va veni spre voi cu o nouă ofertă de iubire. O să fiți, cumva voi veți accepta această relație de iubire chiar dacă sunteți suficienți de conștiente că această persoană mai are și pe altcineva, este o persoană căsătorită. Această persoană este posibil să fie la distanță de voi în acest moment, dar nu neapărat. Sau să vă despartă diversi factori, însă voi sperați în permanență la o schimbare din partea acestei persoane. Sperați la acea schimbare de a-și lăsa familia și de a veni spre voi. Însă, indiferent cât de mult veți munci la această relație, indiferent cât de mult vă veți implica în această relație, această persoană nu va face acest pas, ci din contră, este timpul să vă dați la o parte și să priviți spre viitor. De ce? Pentru că veți pleca într-o călătorie mai lungă sau mai scurtă, depinde acum de fiecare în parte, unde veți întâlni o altă persoană. Mă refer aici la această etalare la ulcica roșie, inclusiv pentru persoanele de peste 50 de ani. Da, chiar și 70, între vârstele sunt începând de la 18 plus, da? Dar aici, în această etalare, spun foarte clar, este valabil și pentru doamnele de 50, 60 sau chiar 70 de ani. Pentru cele care sunteți deja într-o relație, sau poate sunteți căsătorite, văd că situația este una bună, este o situație plină de bucurii, în sensul că veți avea parte de niște câștiguri financiare foarte curând. Pe lângă asta, veți avea parte inclusiv de iubire din partea persoanei de lângă voi. Aici, pentru cele care nu sunteți încă căsătorite cu această persoană, această persoană își dorește să vină spre voi foarte curând cu o cerere în căsătorie. Aici există multă pasiune, multă interacțiune intimă, un nou început. Dacă cumva ați fost certați sau ați avut anumite obstacole în ultima perioadă cu persoana respectivă, persoana respectivă își cere scuze și va fi un nou început, o nouă împăcare, unde lucrurile vor evolua foarte, foarte bine. Chiar dacă sunteți căsătoriți și probabil că au existat anumite obstacole în relația voastră, acum se va face dreptate. Pentru cei care ați ales ulcica roșie, văd că lucrurile vor sta bine pe toate planurile, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al iubirii. Iar doamnele din această etalare, care ați ales această variantă, văd că sunteți niște persoane independente, sunteți niște femei puternice, femei care sunteți capabile oricând și la orice oră să vă întrețineți singure. Și ăsta e un lucru foarte bun pentru voi, pentru că cumva bărbatul de lângă voi, chiar dacă uneori nu-i place acest lucru că depinde de voi, se simte mândru că are o astfel de femeie lângă el și se simte destul de confortabil în relația cu voi. Aici cred că 90% dintre cei care ați ales varianta roșie, de la ulcica roșie, veți pleca într-o călătorie fizică. Acum, această călătorie poate să fie mai scurtă sau mai lungă, depinde de fiecare în parte, dar cert este că mergeți cu partenerul până chiar și într-o localitate vecină sau poate că
plecați într-o mini-excursie la mare, la munte, nu știu, voi știți mai bine, sau poate chiar o vacanță. Dar, cu siguranță, se va merge într-o călătorie. Unii veți merge doar la nivel imaginar în această călătorie, dar cumva faceți această călătorie împreună, în sensul că stați liniștiți, poate la o ceașcă de cafea, la un pahar de suc și visați amândoi la lucruri frumoase. Ce bine ar fi dacă am putea să facem asta, 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 asta și efectiv să nu vă mai opriți din a visa. Deci văd că urmează lucruri frumoase pentru voi, cei care ați ales varianta numărul 1. Să trecem mai departe la varianta cu numărul 2. Dacă cumva cei de la varianta numărul 1 sunteți căsătoriți și tot așteptați apariția unui copil, se pare că nu chiar acum, în următoarea perioadă, veți rămâne însărcinată. Probabil că mai durează puțin. Dar lucrurile merg în direcția bună. Bun, hai să vedem la ulcica verde. Bucuriile pentru cei de la ulcica verde. Bucuriile pentru cei de la ulcica verde. Bun. Aici este o situație în care o să ziceți, asta nu este o bucurie. Sunt de acord cu voi. La prima vedere, eu v-am spus de la începutul etalării. Atenție că noi ne gândim la o bucurie, dar bucuria poate veni în prima fază într-un sens negativ și abia după să descoperiți că de fapt a fost mai bine așa, că s-a întâmplat acest lucru. E, cam asta se întâmplă în cazul vostru. Aici vorbim despre două persoane, una, chiar trei persoane. Aici aș putea să spun că unele doamne își înșală partenerul. Dar nu în toate cazurile. Vorbim despre trei persoane în sensul că un domn mai mare decât voi, ca și vârstă, dar nu cu foarte mult, și un bărbat cam de aceeași vârstă cu voi, sau poate chiar mai mic. Poate că sunteți căsătorite și aveți și o aventură cu un astfel de domn, sau care e un pic mai tânăr, sau poate sunteți în pragul divorțului și ați întâlnit pe altcineva, să poate și o astfel de situație. Sau aici, în varianta numărul 2, așa cum am spus, voi sunteți cumva, doamnele, din această relație, din această situație, sunteți între două relații. Poate că nu neapărat la nivel și fizic, dar cel puțin probabil că simțiți admirație pentru un bărbat cam de vârstă cu voi sau puțin mai tânăr. Dar nu neapărat, da? Deci sunt situații și situații, am mai spus. Este o etalare generală, nu personală. Asta nu înseamnă că toate doamnele sunt în aceeași situație. Cert este că aici există foarte multe lucruri ascunse, există foarte multe secrete, există situații care cumva voi considerați că nu vor ieși niciodată la suprafață, însă mare grijă că vor ieși la suprafață. Cumva aici pot să vă spun destul de clar că dacă cumva sunteți între două situații, indiferent că sunteți femei sau bărbați, un pic de atenție, pentru că în maxim o lună de zile se descoperă ceea ce este ascuns. Și nu veți mai putea să salvați situația. Veți avea o schimbare de destin, o schimbare de viață, o schimbare din toate punctele de vedere. Aici văd că voi vă gândiți destul de serios în a lua o decizie,
însă sunteți destul de nehotărâte în luarea deciziei, poate și pentru faptul că nu aveți suficiente informații la ceea ce voi bănuiți. Voi bănuiți că există o altă, poate că voi bănuiți că există o altă persoană în viața persoanei de lângă voi, doar că nu sunteți sigură de acest lucru și probabil din acest motiv nici nu știți ce să hotărâți. Sau poate că persoana v-a spus doar că e doar o simplă prietenie, iar voi nu știți ce să credeți. Dar este clar că e vorba de, în această etalare este vorba foarte clar de înșelătorie, de foarte multe secrete. Iar aici o persoană, e adevărat că este și inteligentă, dar este și destul de arțăgoasă. Aici bucuria pentru voi este, v-am spus, pare negativă, dar nu e, o să sesizați la un moment dat că nu e chiar atât de negativă, pentru că știți cum se spune, după ploaie și furtună mai vine și vremea bună, iar voi aici tot ceea ce urmează să se întâmple, chiar dacă pare negativ, la un moment dat o să vedeți că vă ajutați să luați această decizie și să vă gândiți foarte bine în direcția în care mai mergeți. Aici există două situații. Una, acceptați persoana de lângă voi așa cum este sau vă despărțiți de această persoană. E clar că dacă acceptați așa cum este această persoană, la un moment dat, probabil că persoana respectivă se trezește la realitate și își dă seama că trebuie să facă lucrurile într-un anumit mod. Dar asta nu înseamnă că în toate cazurile se întâmplă așa. Dacă reușiți să vă despărțiți de persoana aceasta, destinul vă aduce în viața voastră o altă persoană care să fie alături de voi. De asta vă spun, n-aș putea să spun aici că există o anumită bucurie, pentru că e vorba de viața de familie în această etalare, nu vorbim despre bani, nu vorbim despre altceva. E cumva o schimbare de destin în ceea ce ține de viața voastră. Este o schimbare de destin, este o schimbare, indiferent cât de dură va fi această schimbare, dar este o schimbare care pe viitor este benefică pentru voi. Chiar dacă acum lucrurile nu sunt tocmai roz. Cam astea sunt informațiile pentru voi, cei de la Ulcica Verde. Nu am prea multe de spus, pentru că aici până nu se schimbă destinul, până nu vi se schimbă viața, nu prea pot zice că lucruri foarte multe. Pentru că e cumva, e un final de ciclu care începe și trebuie să înceapă alt ciclu al vieții voastre. Da? Bun, să trecem pentru varianta albă cu flori roșii. Hai să vedem bucuria pentru cei de la varianta albă cu flori roșii. Bucurie pentru cele de la varianta albă cu flori roșii. Hai să vedem. Aici, într-adevăr, avem două situații, dar de această dată situația este în mare parte pe locul de muncă decât pe familie. Asta nu înseamnă că în iubire nu și în iubire, dar pentru unii poate să fie în iubire, pentru alții pentru loc de muncă, pentru alții pe ambele. Văd că există o dorință de a vă schimba locul de muncă, de a câștiga mai mulți bani, de a face ceva în plus față de ceea ce faceți în acest moment. Este posibil ca unele dintre voi deja să fi primit o nouă ofertă de muncă, doar că să fiți indecise, să nu știți ce să alegeți. Oferta de muncă care a venit pentru voi
este una bună, doar că trebuie să țineți cont că este o ofertă de muncă unde va trebui să munciți foarte mult, dar și satisfacția e mare. Această satisfacție nu este doar pentru voi, va fi și pentru membrii familiei. E ceva, un loc de muncă, poate de unde veți îmbătrâni. Poate să fie vorba inclusiv despre o colaborare cu cineva, de a face o afacere cu cineva. Dar este ceva benefic. Dacă sunteți persoane care nu aveți în acest moment niciun loc de muncă, foarte curând veți afla de un loc de muncă de pe internet. Este un loc de muncă bine plătit, doar că nu veți ști ce să faceți, dacă să aveți încredere în locul de muncă respectiv sau nu. Pentru cele care sunteți singure, odată ce veți afla despre locul de muncă de pe internet și veți începe să mergeți la locul de muncă, acolo veți cunoaște și o persoană, o persoană alături de care veți avea sentimente de iubire. Această persoană poate să fie zodia Leu sau zodia Gemeni sau Balanță, dar nu neapărat, poate să fie și o altă zodie. Sau poate că voi sunteți una dintre aceste zodii. Cert este că această ofertă de muncă vine la pachet cu iubire. Pentru o parte dintre voi, posibil ca locul de muncă la care veți merge să auziți de el de la persoana iubită. Există și o astfel de situație sau poate că persoana iubită se implică foarte mult în a vă găsi acest loc de muncă. La voi bucuriile nu întârzie să apară. Pentru unii dintre voi bucuria poate să vină începând de mâine, pentru alții poate să vină peste o lună, o lună jumate, ceva de acest gen. Cert este că dacă aveți acum în gând o anumită dorință, să vi se îndeplinească o anumită dorință și vă gândiți la dorința respectivă, aș putea să spun non-stop, da? Ce bine ar fi dacă mi s-ar îndeplini, ce bine ar fi dacă aș putea să fac asta, dar când mă refer la o dorință să fie o dorință clară, o dorință și una singură, nu 10 în același timp, dorința aia pe care voi o gândiți în acest moment, vi se îndeplinește. Într-o lună, o lună jumate, poate chiar mai repede, dar în cel mult o lună jumate, dorința respectivă vi se îndeplinește. De ce? Pentru că văd că este o dorință din adâncul sufletului vostru. Este o dorință la care voi râvniți de foarte mult timp. Este o dorință care pe voi, care vouă nu doar că vă aduce bucurie, dar vă îndeplinește din multe puncte de vedere. Dacă cumva vorbim despre o anumită sumă de bani pe care o așteptați din altă parte, la fel, acea sumă de bani va veni. Chiar dacă mai întârzie puțin să apară, dar va veni. Deci aici văd că voi veți avea bucurie atât pe planul financiar cât și pe planul iubirii. Și să trecem și la ultima variantă. Să vedem și pentru Ulcica Maro ce bucurii urmează să apară. Bucurii pentru Ulcica Maro. Bucurii pentru Ulcica Maro. Bucurii pentru Ulcica Maro. Bucurii pentru Ulcica Maro. Bun, aici văd că sunteți inclusiv persoane căsătorite, persoane singure.
În primul rând, văd că vă simțiți destul de blocați, blocate într-o anumită situație. Nu știți ce să faceți, nu știți cum să descoperiți anumite lucruri, vă gândiți la anumite lucruri, că aveți anumite bănuieli în legătură cu ceva. Nu știți cum să faceți, cum să descoperiți. Stați liniștite că totul iasă la suprafață fără niciun dubiu. Aici poate exista inclusiv o separare, însă această separare este una benefică. De ce? Pentru că este o separare temporară care mai apoi vine cu mai multă stabilitate. Fiți atente sau atenți la rețelele de socializare, pentru că urmează să vedeți o postare despre voi, despre persoana de lângă voi sau despre o altă persoană, un adevăr care va ieși la suprafață. Dar acest adevăr nu este în defavoarea voastră, ci aș putea să spun că este în favoarea voastră. De ce? Pentru că voi, cred că știți secretul, ați auzit de o anumită persoană că face ceva anume. Dar nici nu puteți să mergeți să spuneți, uite ce face XYZ. Sau se poate întâmpla ca voi să fi fost nedreptățite într-o anumită situație, iar acum adevărul se iasă la suprafață. Dar acest adevăr ajunge la voi prin intermediul rețelelor de socializare. Această nedreptate care vouă v-a fost făcută apare pe rețelele de socializare. Și o să vă dați seama de acest lucru, pentru că o anumită persoană care v-a nedreptățit într-un anumit moment descoperă adevărul. Chiar dacă nu are curajul să vină să își ceară scuze, asta nu înseamnă că nu a aflat adevărul. Și cumva pentru voi asta este o bucurie. Cam astea au fost informațiile și pentru voi. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!